Naționala Under-19 a României mută o zi mai târziu jocul petrolului din campionat, stabilită inițial pentru ziua de sâmbătă de la ora 17. Întâlnirea Petrolul CS Tunari a fost reprogramată la solicitarea Federației Române de Fotbal. Din cauza vremii nefavorabile, Federația s-a văzut nevoită să mute de la Buftea pe Ilie Oană partidele pe care echipa națională Under-19 le va disputa în cadrul turului de elită pentru calificarea la campionatul european. România va juca miercuri 21 martie contra Serbiei și sâmbătă 24 martie cu Suedia, ambele jocuri de la ora 19. Lupii vor reveni pe Ilie Oană pentru partida cu Tunari, contând pentru etapa 17-a ligii, a treia care se va juca duminică 25 martie începând cu ora 16. Biletele pentru acest meci vor fi puse în vânzare începând de mâine 20 martie la casa de bilete a stadionului, deschisă în fiecare zi în intervalul orar obișnuit, iar prețurile tichetelor rămân la fel. Altfel, jocul cu viitorul domnești nu se mai dispută. Petroliștii vor avea liber la jumătatea săptămânii viitoare, atunci când erau programate confruntările prime etape a returului, amânată din cauza zăpezilor căzute la începutul lunii. Petrolul ar fi trebuit să joace marți, 27 martie, în deplasare cu viitorul domnești, însă gruparea ilfoveană a înștiințat astăzi Federația Română de Fotbal că nu va organiza această confruntare și implicit nu se va prezenta la meci.